întrebat de ce avem nevoie de un plan de mobilitate, eu aș da două răspunsuri. În primul rând, avem nevoie pentru accesare de fonduri europene. Pentru a accesa fonduri europene în acest nou ciclu, avem nevoie de două documente. Avem nevoie de o strategie de dezvoltare a municipiului Sibiu și avem nevoie de acest plan de mobilitate urbană durabilă. Dar, din punctul meu de vedere, avem nevoie de acest plan de mobilitate nu doar pentru accesare de fonduri europene, eu consider că a devenit o necesitate vitală pentru orașul nostru. Cred că fiecare dintre noi constatăm cu ochiul liber că orașul s-a dezvoltat, a crescut, s-a îndesit și nu numai orașul nostru s-a dezvoltat și s-a îndesit, ci și localitățile care sunt vecine cu Sibiu și din acest motiv apar o serie întreagă de probleme care duc la scăderea calității vieții în orașul nostru. Deci trebuie găsite soluții pentru o fluidizare a traficului, pentru a crea acces mai ales cu transportul public în cartierele noi create. Trebuie să ne gândim la un transport ecologic care nu afectează mediul. Deci sunt multe aspecte care trebuie să le avem în vedere. Însă eu nu vreau să fac o introducere lungă și o să las să vorbească specialiștii, pentru că ei sunt cei care întocmesc acest plan și, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră, cu comunitatea, cu reprezentanții ei care știți cel mai bine de ceea ce este nevoie în fiecare cartier, fiecare stradă și în fiecare zonă a Sibiului. Eu vă mulțumesc încă o dată și aștept să vă implicați și acum, și astăzi în discuții și cu ocazia următoarelor întâlniri care vor mai avea loc. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Acum am dorit să-mi prezint și eu. Sunt Lucian Bizanti, director la Serviciul Domeniul Public și în cadrul acestui proiect sunt managerul proiectului din partea primăriei. În partea dreaptă mea se află grupul de lucru, o parte a grupului de lucru din partea primăriei, iar în partea stângă, consultantul SC Metroul S.A. și a dat cuvântul doamnei Ana Maria Ciocâcă, șef adjunct proiect, pentru a prezenta întreaga echipa asta, prezentă astăzi aici. Seara. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și aș vrea să mă prezint și eu în două cuvinte. Pe lângă această funcție administrativă de șef adjunct proiect, sunt și parte a echipei din perspectivă tehnică. Sunt specialist în proiectarea rețelelor multimodale de transport și mă ocup de partea de modelare în cadrul acestui proiect. Alături de mine, în această seară, echipa este formată din doamna conferențiar, doctor arhitect Mihaela Neculescu, cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ioan Micu, care este specialistă în mobilitate urbană, colega mea, doamna Andra Balaschiv, urbanist cu specialitate în amenajarea teritoriului și dezvoltare regională. De asemenea, l-avem alături de noi pe domnul conferențiar doctor inginer Valentin Anton, care este cadru didactic la Universitatea Tehnică de Construcții din București, cu specialitatea infrastructurii urbane de transport și inginerie de trafic. Ionuț Mitroi, care în cadrul proiectului este specialist pe partea de management de trafic, și doi colegi mai tineri, Adrian Ene și Cristian Năstase, care fac parte din echipa suport a planului de mobilitate. Bineînțeles, echipa este mai extinsă. La consultările viitoare vom fi prezenți în diverse formule de lucru. De asemenea, astăzi alături de noi este doamna moderator Monica Gregu, care va conduce discuțiile în cadrul acestei consultări publice și căreia acum o să-i las microfonul. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, agenda. Mai întâi o să prezentăm obiectivele ca să vedem și dumneavoastră și noi la ce să ne așteptăm de la această discuție, după care colegii consultanți o să facă două prezentări.
prezentări și apoi o să urmeze o sesiune extrem de importantă, împărțită în două părți, respectiv aceea în care o să vă întrebăm pe dumneavoastră care sunt problemele pe care le-ați identificat și pe care le cunoașteți deja din orașul Sibiu și, de asemenea, o să vă rugăm să ne spuneți și dacă aveți idei sau soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Toată această întâlnire din seara aceasta de la Maria Sibiu va dura circa o oră și jumătate. Și o să trec imediat la prezentarea obiectivelor, așa, respectiv să începem prin a vă spune cam ce am dorit noi, ce ne așteptăm noi să facem în această seară împreună cu dumneavoastră. În primul rând să vă informăm despre proiect, despre contextul acestuia, care sunt pașii, ce va urma, cum se va derula. Apoi să încercăm să înțelegem împreună care este conceptul acestui plan de mobilitate urbană durabilă, ce-și propune el să obțină și mai ales care sunt beneficiile pentru orașul Sibiu și pentru locuitorii lui. O să vă informăm despre conținutul general, activitățile, planificarea din cadrul acestui plan și relația care se va construi între toate părțile implicate, între părțile factorii de interes. De asemenea, dorim, după cum vă spuneam, să știm care sunt așteptările dumneavoastră de la un plan de mobilitate, care sunt problemele pe care le identificați, care sunt soluțiile pe care le propuneți. Și, de asemenea, să vedem dacă există poate lucruri la care ne-am gândit sau idei pe care le putem dezvolta în ulterior. Și acum, ca să vă introducem puțin în atmosferă, o să vedem ce este acela un plan de mobilitate urbană durabilă. Salut! Eu sunt Smart. Ți s-a întâmplat să aștepți în trafic și nu se vedea capătul coloanei de mașini? Agitație, nervi, bani, întârzieri, sănătate, poluare. Soluția? Ai căutat un loc de parcare și când să intri, ai intrat altcineva în față și ai mai dat o tură? Întârzi la serviciu și în fața ta semaforul e roșu. Vezi că vine verde, dai să pornești și o mașină oprește să aprovizioneze. Iarăși e roșu la semafor. Există soluții pentru orice problemă. Un plan de mobilitate urbană pe termen lung. Elementul care implică cetățenii, șoferii și autoritățile locale. Fii smart! Alege un mixul corect de deplasare, mașină, transport public, bicicleta sau mersul pe jos și în scurt timp vedem beneficiile. Planul de mobilitate urbană e smart, e sănătos, e relaxant, e economic. Suntem dependenți de mersul cu mașina. Chiar și pe distanțe mici, nu trebuie să renunțăm la mersul cu mașina, ci doar să-l folosim inteligent. Știați că dacă combinăm mersul pe bicicletă cu mersul pe jos și cât mai puțin mașina, reușim să economisim un plin de combustibil pe lună? Știați că 30 de minute de mers pe jos ne cresc speranța de viață cu 2 până la 9 ani sau că ne ajută să ardem 3 kg de grăsime pe an? Dacă într-o mașină nu merge doar unul, ci 5 colegi de lucru, reducem numărul de mașini.
20 de pasageri din tot atâtea mașini iau autobuzul, atunci sigur coloana va fi mult, mult mai rapidă și mai scurtă. Ce mai putem face? Ne programăm mersul cu autobuzul în așa fel încât să ajungem la timp la serviciu. Semafoarele bine programate pe un traseu bine organizat ajută la un trafic fluid. Parcările din afara orașului ajută la decongestionarea traficului. Reducerile de preț la biletele pe grupuri de prieteni și colegi aduc mai mulți oameni în trafic. Fii smart, alege planul de mobilitate urbană și fă un mix din care să câștigi sănătate, bani, bunăstare, zâmbete și relaxare.